Polițiștii clujeni au fost sesizați ieri seară că la intrarea în comuna clujeană Apahida, în apropierea unui pod, a fost găsit un cadavru al unui bărbat. Decesul acestuia a fost constatat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Cluj. Polițiștii de la IPJ Cluj, coordonați de un procuror criminalist, au declanșat o anchetă în acest caz. Polițiștii desfășoară în acest moment activități în vederea identificării persoanei respective, a aparținătorilor acesteia și stabilirii exacte a împrejurilor în care s-a produs decesul persoanei. Din primele constatări este că bărbatul avea în jur de 60-70 de ani. Polițiștii afirmă că în urma examinării sumare a cadavrului nu au fost observate urme de violență. Trupul bărbatului a fost transportat la IML Cluj pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal prin fapta de ucidere din culpă, infracțiune prevăzută de codul penal.